Salut, bine ai revenit pe canalul meu de YouTube Astrora, eu sunt Rotar Adrian și azi am pregătit, cum v-am spus, o mică emisiune despre Jupiter retrograd în Taur. Iată că pe data de 4 septembrie 2023 și Jupiter intră în retrogradare alături de Pluton, alături de Saturn, Neptun, Uranus și Mercur în retrogradare. Partea bună este că Venus iese din retrogradare, intră, mers direct în Leu. Este singurul aspect care, cu adevărat, ne aduce un zâmbet. Planeta plăcerii, a iubirii, își continuă drumul. Doar că, în momentul de față, avem foarte multe lucruri de recapitulat. Chiar până pe data de 31 decembrie 2023. Trebuie să recapitulăm puțin despre Jupiter ăsta. Pentru că el este acel gigant din, din sistemul nostru solar care este considerat un corp intermediar între Soare și Planetare. Diametrul de 11 ori mai mare decât al Pământului exercită o puternică influență gravitațională asupra planetelor și asteroizilor. Distanța minimă față de Pământ, Periheliu, este de 585 de milioane de kilometri, iar distanța maximă față de Pământ, la Afeliu, 962 de milioane de kilometri. Are o revoluție în jurul Soarelui de 12 ani. Jupiter este considerat marele benefic. Este numită de multe ori planeta norocului, stăpânul binefacerilor, fiind definit prin măiestrie, prin grandoare, expansiune, fiind clar un astru magnific. Este reprezentat în mitologia grecească de zeul, Zeus, tatăl zeilor. Este semicercul sufletului, semiluna, care este liber poziționată spre manifestarea spirituală. Îi corespund realizările materiale care sunt animate de idealuri înalte, viziunea, mă repet, spirituală sau chiar umanitară. Îi corespund masculinitatea, expansiunea, optimismul, amploarea, autoritatea, dar pe retrogradare, în momentul de față, lucrurile pot fi nu tocmai plăcută, pentru că dacă îl numim pe Saturn Marele Malefic, e, Jupiter, când intră în retrogradare, poate să ia o formă asemănătoare. El este planeta dreptății, a ascensiunii pe scara socială, a onorurilor, dezvoltării atașamentului față de securitatea materială. E, toate lucrurile astea, oarecum, acum sunt trecute sub lupă și reînvățate. Reprezintă protectorii, adepții, persoanele influente. Deci, clar, aceștia vor ieși pe scena vieții. Nu este indicat să se retragă, ci doar să... E o verificare așa, oarecum, ca și cum și ei vor fi trecuți sub anumite teste. Din punct de vedere social, reprezintă administrația, baroul, cultele, religia, spiritualitatea, burghezia, ordinea, tratatele și chiar pacea. Jupiter ne răspunde la întrebări precum în ce relații suntem cu subalternii, cu societatea, în ce domenii ne putem oferi împlinirea noastră socială, ce speranțe și ce șanse avem din punct de vedere spiritual, unde ne găsim împlinirea și sensul spiritual al vieții. Uranus a intrat și el în retrogradare pe data de 28. August în acela semn, clar și Jupiter acolo ne va oferi și ne va conferi sentimentul echității, corectitudinii și mai ample. Trebuie să avem în continuare afectivitate, generozitate, să fim pașnici, rezervați și hotărâți, doar că trebuie să înțelegem că Jupiter este influențat puțin negativ, iar Lucrurile pot acționa puțin în pagubă dacă nu suntem atenți, nu în câștig. La această intrare a lui Jupiter în retrogradare, partea bună este că el face trigoane cu soarele din Fecioară și Mercure retrograd din Fecioară. Mă repet, emisiunea despre Mercur retrograd este făcută până pe data de 16, de 16 septembrie. Nu se iau decizii importante. Dacă vreți să urmăriți acea emisiune, poate să vă aducă un plus de valoare. Am mai făcut și emisiune despre Neptun Retrograd. Dacă vreți să vede, reurmăriți acea emisiune, este importantă și axa nodurilor lunare, berbec, balanță, pentru că practic ne poate oferi o criză de identitate, de personalitate în această perioadă. Cuadratura uh, dintre Jupiter și, și Venus, uh, în momentul de față, Venus pleacă pe expansiune, pe lux, pe plăceri, iar Jupiter se retrage puțin, spune ok, hai să mă opresc, să mă reverific chiar la plan de sănătate, pentru că, mă repet, lui Jupiter îi corespunde din punct de vedere organic ficatul și dacă toată vara l-am stresat cu tot felul de mâncăruri, activități ei în momentul de față are și el nevoie de pauz. Uh, trebuie să înțelegem că deoarece de pe pământ sistemul solar se vede dintr-un punct periferic și nu din centru celelalte planete ale sistemului solar se mișcă într-o manieră neuniformă. Ele par câteodată a asta pe loc a se mișca înapoi în direcția opusă cursului normal în jurul soarelui. Din acest motiv vorbim în primul caz de o planetă staționară, iar în al doilea caz de o planetă retrogradă. Mai corect, o mișcare aparent retrogradă. Singurele planete care nu au retrogradare sunt Soarele și Luna. În schimb, Saturn este retrogradă timp de 140 de zile și staționează în jur de 5 zile înainte și după retrogradare atunci vorbim de umbră, de penumbră, Jupiter este retrogradă pentru 120 de zile și staționează aproximativ 5 zile înainte și după, Marte este retrogradă timp de 80 de zile și staționează pentru 2 sau 3 zile înainte și după retrogradare, Venus este retrogradă timp de 42 de zile, iar perioada de staționare este aproximativ 2 zile înainte și după. Iată că, practic, Venus, cam de pe data de 6 septembrie își face intrarea cât mai corect. Mercur este retrogradă timp de 24 de zile și staționează aproximativ o zi înainte și după retrogradare. Mercur clar își va face simțită direcția echilibrării minții noastre după data de 30 septembrie. Deci până atunci e ca și cum suntem în spatele scenei, verificăm lucrurile de acolo din background și după aceea vom ieși pe scena vieții poate puțin mai clare. Până atunci lucrurile sunt foarte confuze pentru că influența retrogradării a planetelor ne merge pe partea asta de energie vitală sau psihică orientată dinspre conștient spre inconștient. Pe scurt, dacă o planetă este mișcarea, apare în mișcare aparent retrogradă, funcția pe care ea o reprezintă nu este activată pentru o operație conștientă. Funcțiile ei nu influențează comportamentul nostru, nu se manifestă direct, ele furnizează cu alte conținuturi inconștiente și se manifestă mai târziu sau cu întârziere, ca și cum lucrurile sunt ca în Matrix, să ne mișcăm puțin mai încet, putem comunica mai încet, mai lent, mai ales Jupiter retrograd în Taur, care până la urmă, Taurul este un, de, un semn destul de lent, este foarte greu de mișcat de acolo. Iar Jupiter în mișcarea apare în retrograd aduce neîncredere în oportunități, în înțelegerea noastră asupra civilizației în care trăim, înțelegerea de format a credinței sau capacității noastre de a crește. Deci clar ne este vizată dezvoltarea personală. Pe de o parte putem fi supuși unor teste, unor blocaje, dar eu o văd ca o perioadă de, de pregătire unde lucrurile pot fi bune sau rele. Hai să vedem puțin indicațiile pentru fiecare semn zodiacal în parte, de pildă pentru berbec și care au ascendentul în berbec, jupiter retrograd în Taur până pe data de 31 decembrie îmi spune să aveți grijă asupra resurselor voastre. Fiți puțin mai economi, confortul material este foarte important în perioada asta. Reorientați-vă și reanalizați-vă partea asta de pozițiuni de valoare, de achiziție. În același timp, dacă aveți niște talente uh, latente, poate este momentul să să le rede, redescoperiți și să le manifestați mai târziu în planul fizic. Pentru Taur și care au ascendentul în tauri, uh, aveți nevoie de un moment de repaus să vă uitați puțin și asupra sănătății voastre, pentru că vă vizează mai mult casa vitalității, a sănătății, dar și personalitatea voastră. Deci, clar, toate planetele astea retrograde în momentul de față poate să vă influențeze intelectul. Deci, aveți nevoie de o recondiționare în calea prin care funcționează mintea și vorbirea. Acum, uitați-vă în oglindă, încercați să, să vedeți ce personalitate ați dobândit până în momentul de față, dacă aveți ceva de rectificat acolo sau nu. Pentru gemeni și care au ascendentul în gemeni, deci practic pentru voi este un moment de repaus, de retragere. Uitați-vă acolo unde sunt lucrurile ascunse, unde sunt lucrurile secrete. Există o oarecare incapacitate de acțiune, de lucruri neînțelese. Uitați-vă asupra intimității ascunse. Deci, clar, retragerea este un o cale în momentul de față Totuși, aveți, aveți grijă la căderile sociale, nu înaintați cu toată forța înainte. Aveți nevoie de repaus, aveți nevoie de recondiționare, purtați uh, culoarea verde cât mai des, uh, pentru că lui Jupiter îi place culoarea verde și joia, de pildă, a prindeți cât o luminare verde pentru a vă reîmprospăta partea materială. Pentru uh, raci și cei care au ascendentul în uh, raci, rac, uh, deci, vă vizează mai mult casa prietenilor și a prieteniei, a suportelor, a binefăcătorilor. S-ar putea, în momentul de față, să fiți puțin mai singuri, prietenii să-și ia ajutorul acordat înainte. Nu sunteți atât de susținuți, încercați să fiți liberi, să fiți optimiști în continuare. Dar încercați să, să vă descurcați singuri și faceți pentru că Uranus este retrograd și el în taur, încercați să, să faceți o triere între prietenii adevărați și fal și momentul de față, încercați să fiți cu picioarele pe pământ, s-ar putea să nu aveți. Chiar atât de mulți aliați în această perioadă, dar, de pildă, voi ați, ați putea purta culoarea galbenă cât mai des în această perioadă. Pentru leu și cei care au ascendentul în leu, clar, uitați-vă asupra casei demnității, tot ce este legat de profesie, de ocupație sau meserie, în momentul de față. Relația cu colegii, s-ar putea să fie tot felul de blocaje, de amânări acolo. Deci, onoarea, prestigiul, reputația, puterea sunt foarte importante pentru voi, doar că nu este un moment de expansiune. Obișnuiți-vă cu gândul până pe data de 31 decembrie că sunteți în locul potrivit. Nu încercați să schimbați departamentul, nu încercați să vă duceți într-un alt loc de. MUNCA! Uh, pentru fecioară și cei care au Ascendentul în fecioară, în momentul de față, încercați să revizitați locuri în care ați mai fost. Uh, chiar din punct de vedere spiritual, uh, s-ar putea să aveți niște idei inspirate, să fiți îndreptați mai mult spre misticism, spre filozofie, spre înțelepciune, totuși confuzia va fi pe partea asta de credințe, de religie. Dacă aveți prea multe cărți citite, încercați să triați adevărul de minciună. Găsiți-vă propriul adevăr în momentul de față. Nu încercați să vă băgați în tot felul de relații cu străinii, aveți grijă ce informații oferiți mai departe. Și, mă repet, nu vizitați locuri noi, ci mergeți în locuri mai vechi. Pentru balanță și cei care au ascendentul în balanță, în momentul de față, aveți mare grijă ce acte semnați. Deci, deciziile cele mai bune se iau după data de 30 de septembrie, când Mercur iese total din, din această retrogradare. Totuși, cu Jupiter retrograd acolo, s-ar putea să vă dea o teamă de... Lucruri ascunse, ceva anxietate, sunt ceva pierderi, energia sexuală poate să fie puțin blocată ocazional. Dacă apar moșteniri neașteptate, testamente, donații, asigurări, aveți grijă ce semnați. În același timp, este bine să vă plătiți datoriile la timp. Deci, taxe, impozite, lucrurile astea să fie. Uh, la punct. Pentru scorpion și cei care au ascendentul în scorpion, mare atenție să nu începe să filtrați, flirtați așa cu tot felul de persoane. Atenție dacă să descăsătoriți. dreptați vă acea energie a voastră în partea casnică. Deci încercați să ieșiți la cât mai multe cine romantice cu soțul, soția. Aveți grijă în momentul de față să nu vă vină tot felul de gânduri de divorț, pentru că judecățile civile, tratatele, procesele pot fi pierdute. În același timp, mare atenție cum vă puneți în lumină credibilitatea cu partenerii, cu asociații, chiar cu clienții voștri. Pentru săgetători și care au ascendentul în săgetător, uh, mare grijă să nu vă stresați la locul de muncă. Nu este indicat în momentul de față să forjați înainte cu toată energia, uh, pentru că vedeți voi s-ar putea să vă stresați prea mult. Dacă aveți nevoie de pildă de un tratament special, vă puteți găsi uh, stabilitatea după data de 30 septembrie, când Mercur uh, iese din retrogradare într-adevăr, operațiile estetice nu sunt indicate în momentul de față până după data de 16 septembrie aveți grijă la sănătatea voastră, recondiționați-vă acolo până pe data de 31 decembrie pentru Capricorn și cei care au ascendentul în Capricorn este un moment de a vă reanaliza casa creativității dacă aveți copii, încercați să ieșiți cu aceștia cât mai des, îndreptați spre artă spre frumos puteți să le cumpărați tot felul de materiale spirituale dacă vreți să îi dezvoltați în acea direcție totuși s-ar putea să găsiți tot felul de blocaje în momentul de față, până pe 31 decembrie pe partea romantică este decât un moment trecător de aceea nu-mi place să fac genul ăsta de emisiuni cu atâtea planete retrograde doar că vedeți voi, cu toții avem nevoie oarecum uneori de îndrumare. Perioada nu va fi neapărat albă sau neagră, nu va fi neapărat întunecată sau luminoasă, ci oarecum voi aveți, trebuie să aveți grijă și pe partea asta de plăceri personale, de lux, de confort, pentru că dacă cheltuiți prea mult pe plăceri, pe hobby-uri, s-ar putea să rămâneți fără un buget financiar care să vă aducă uh, un sfârșit de an uh, favorabil. Pentru vărsători și care au ascendentul în vărsător, în momentul de față încercați să vă îndreptați atenția asupra părinților voștri dacă aceștia au nevoie de ajutor le puteți acorda ajutorul dacă aveți rude care au nevoie de ajutor le puteți acorda ajutorul dacă aceștia nu vă cer ajutorul și voi simțiți totul să le oferiți ajutorul nu le acordați pentru că universul poate să vă joace peste și să vă treziți în situația în care să vă spuneți Că voi i-ați ajutat și aceștia nu și-au arătat sentimentele plăcute față de voi. Este o perioadă destul de confuză. În același timp, dacă doriți să schimbați imobilul în care vă aflați, să, să cumpărați un nou imobil, să faceți un schimb de pildă de, de, de apartament, nu este momentul potrivit. Speculațiile astea imobiliare pot fi stopate în momentul de față, vă puteți regândi și replanifica anumite acțiuni în sensul ăsta până pe data de 31 decembrie, dar puteți să vă orientați energia pentru a vă cumpăra ceva nou în casă, totuși după data de 16 septembrie când Mercur iese din retrogradare, poate dori să vă reîmprospătați locul în care locuiți, reîmprospăta chiar biroul dacă lucrați de acasă sau faceți tot felul de reparații. Pentru pești și care au ascendentul în pești, atenția vine mai mult pe partea asta de comunicare pentru voi, încercați să vă reanalizați modul de a comunica, să vă recunoașteți greșelile chiar din propria comunicare, mare atenție ce ce relații aveți cu vecinii, cu anturajul? Aveți grijă și voi ce acte semnați. S-ar putea să găsiți tot felul de piedici, de blocaje pe nivelul transportului, pe sistemul de educație, pe opinie publică. Documentele de, de înțelegere pot fi afectate în momentul de față. Deci, clar, toți vom fi afectați. Iată că lucrurile ne prind oarecum, nu neapărat pe nepregătite, ci pe recapitulare, mai ales că copiii încep școala acum, studenții se duc la facultate, lucrurile sunt puțin confuze, dar, într-adevăr, perdeaua adevărată, balul ăsta de retrogradare se va ridica cam din 2024. E, sper că și această. Mică emisiune va ajuta cu ceva, să ne vedem cu bine toate cele bune pe curând.